Bună, bine te-am găsit, Daniela Simulescu aici. Iată că ne apropiem de o lună nouă în RAC, pe data de 17 iulie. Știți că nu sunt fana lunii noi, v-am tot spus de atâtea ori, sau poate uniți noi la emisiunile acestea și află acum. Dar luna asta nouă e specială, pentru că e în opoziție cu Pluto. Țineți minte, Pluto e în Capricorn din 2008 încoace, undeva pe 23 martie a intrat în Vărsător, s-a întors pe 11 iunie în Capricorn și va mai sta puțin în Capricorn, iată, până în ianuarie la anul. Pluto în Capricorn, mai durează sute de ani până se întoarce în același semn, de aia mi se pare că această, dragii mei, această lună nouă nu mai trăim, noi nu mai apucăm să ne înțelegem. De-aia am zis că e momentul să discutăm puțin despre luna nouă, e momentul în care soarele și luna se întâlnesc în același semn și același grad, da? E momentul în care nu vezi deloc luna pe cer dacă e norat afară și e un moment bun, adică începe o nouă lunație, un nou ciclu lunar. În teorie, o lună nouă e bună pentru intenții, pentru noi începuturi, pentru schimbări din acestea, bineînțeles cu iz de prospețime. Da? Că schimbări putem face, dar schimbări putem să facem, cum să vă spun, am purtat o bluză, dar astăzi bluza o băgăm în pantalon, nu mai lăsăm așa pe din afară. Adică schimbări pe bune, la asta mă refer. E, când avem de-a face cu arhetipul racului, să ne aducem aminte, vorbim bineînțeles de confort, de tradiție, de familie, de trecut. Când avem de-a face cu arhetipul lui Pluton Capricorn, vorbim de prezent, vorbim de duritate, de transformări radicale, de a scoate tot ce-i putred la suprafață. Asta îi place lui Pluton cel mai mult. E bine, luna nouă e în opoziție cu Pluto. Bine, luna nouă mai face și alte aspecte. Țin să vă spun că face și un trigon cu Neptun și face și un sextil cu Uranus. Da, astea sunt aspecte care pe mine nu mă încântă, nu-mi spun mare lucru. Da, în teorie le explici într-un fel, trebuie să le spui despre ele, dar practic nu le găsesc în momentul ăsta, doar că, adică, odată, trigonul cu Neptun ne face să visăm, să ne imaginăm, iar sextilul cu Uranus poate ne ajută să căutăm schimbarea, dar nu o să ne fie ușor. Schimbă poziția cu Pluto. Asta este suculentă, este destul de ofertantă din punctul meu de vedere. Ce avem acum? Avem soarele și luna în RAC, da? Energia, partea emoțiilor și partea asta de personalitate, de conștient, unul lângă altul, stă cu soarele lângă lună, în opoziție cu Pluto. Oh, cum îmi place. De ce îmi place? Pentru că Pluto scoate din luna asta nouă tot ce e mai prăfuit, mai putrezit, mai ținut decât lumea și pământul în noi. Adică, dacă tu, în jurul datei de 17 iulie, de exemplu, îți dorești să încep ceva, să aduci prospețime în casa ta, să știi că nu o să o poți face fără nu a scoate la iveală niște chestii care trenează acolo, care sunt adânc înrădăcinate și la care n-ai renunțat deloc. Ca de exemplu, dacă vrei să construiești o casă nouă și o să-ți alegi un teren, păi, crede-mă, terenul ăla are niște secrete în spate sau faptul că tu te-ai dus spre terenul ăla are niște lucruri în spate. E o strategie în spate. Da? Orice am vrea să facem nou în perioada aceasta vine la pachet și cu emoții intense. În orice opoziție cu Pluto, dar mai ales la opoziția cu Luna. În orice opoziție cu Pluto, dar credeți-mă, Luna care este astrul emoțiilor în opoziție cu Pluto ies la suprafață toate emoțiile cele mai puternice, tot ce am adâncit, tot ce am strâns, da? Adică motivele unei noi încercări, unui nou început, nu sunt cele vizibile. A, vreau să-mi fac o casă, vreau să un nou job, nu! Motivele sunt cu totul și cu totul altele și pentru a reuși să procedem la acel nou început, vom fi nevoiți să ne confruntăm cu proprii demoni. Da? Bun. Așa că hai să ne uităm pentru fiecare dintre noi că poate vreți un nou început. N-am de unde să știu, poate printre voi, unii vă doriți, nu știu, să schimbați, să puneți intenții, să nu o las de la capăt într-un domeniu.
Așa că o să ne uităm la fiecare, te invit să te uiți la zodie și la ascendent. Bine, pentru că primesc foarte des întrebarea asta, dacă vă știți ascendentul, uitați-vă la ascendent. Dacă nu vă știți ascendentul, uitați-vă la zodie, da? Și bineînțeles, mă apas pe ceea ce se întâmplă în viața voastră, cum zic de fiecare dată, acesta este un horoscop teoretic, nu are cum să se întâmple în viețile tuturor. Bun, hai să începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Luna nouă la voi se petrece în casa a patra. Tot ce ține de casă, de familie, de atașament, de așezare, toate încercările voastre aici au niște secrete în spate. Dacă, de exemplu, vreți să vă conectați cu un verișor, există tot timpul un interes în spate. Dacă vreți să construiți un etaj nou la o casă, depinde la ce casă, cu cine lucrați la construcția acelui etaj. Cert este că atunci când vorbim de o casă patră, vorbim de casa patra în astrologie, vorbim de emoții, vorbim de echilibru emoțional. Și e încă un moment în care să vă verificați care este statusul vostru interior, cum este acasă un interior, înainte de a ne duce în exterior. Da? Haideți să ne ducem interior și să ne vedem. Momentul în care nu te ai bine cu părinții, nu te ai bine cu bunicii, nu te ai bine cu rudele, înseamnă că tu încă ai foarte multă furie strânsă, acumulată, da? Încapsulată acolo în tine și te vei duce să faci frumos, să zâmbești, dar în același timp nu te vei simți în apele tale. Ar fi bine în jurul datei ăsteia, dacă îți dorești, să cauți niște supape emoționale. Trecem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. La tine... La noi în casa a treia. În opoziție, iată, dragii mei, cu Pluto din casa a noua. Cumva e un moment bun pentru a fi mai tolerant în discuțiile cu ceilalți. E un moment nemaipomenit pentru a schimba atitudinea față de oamenii cei mai apropiați sau pentru a aborda un alt limbaj. Poate anumite cuvinte care să transmite emoții, să îi faceți pe ceilalți să creadă că îi înțelegeți sau nu, asta e cu totul și cu totul altceva. Și cred eu că veți avea capacitatea uimitoare de a pune la aceeași masă și pe cei mai deștepți, cu diplome, cu super multe recunoaștere, și pe cei care nu au avut poate posibilitatea sau nu și-au dorit să ajungă la un anumit nivel. De ce? Pentru că oarecum împăcați ceea ce ați reușit voi cu ceea ce v-ați fi dorit. Deci, întotdeauna veți proiecta ce înăuntrul vostru. Trecem acum la Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni. Schimbările pe care le veți face pe plan financiar au alte motive ascunse. Cumva e o frică de pierdere, o frică de sărăcie, e o frică de a nu rămâne în fundul gol, să zicem, să folosim această expresie. Și veți încerca aici să vă asigurați. Voi știți, să puneți o parte din salariu mai bine, să dați o parte din salariu familiei, să știți că e familia bine și dacă aveți această, dacă stați cu acest gând și vouă vă este mult mai bine. Și cumva m-aș gândi așa, dacă vreți să aveți o altă relație cu banii, de mult vă gândiți și acum este, iată, momentul potrivit, învățați să vă uitați la ei nici mai sus, nici mai jos. Să nu îi priviți nici de pe o poziție de inferioritate, dar nici de pe o poziție de superioritate, ci încercați să fiți, să vă spun, să vă creați o familie cu ei, să aveți un atașament din acesta sănătos cu ei. Trecem acum la RAC sau cei cu ascendentul în RAC. Luna nouă e semnul vostru. Voi sunteți emoție pură. Luna nouă fiind în opoziție cu Pluto din casa a șaptea, cumva veți fi oglinda celorlalți. Dar veți fi oglinda celorlalți pentru că înăuntrul vostru sunt anumite emoții. De exemplu, dacă mergeți cu partenerul undeva și vă stați la o discuție, la o masă, că sunteți poate în vacanță și vă irită ceva foarte mult, stați de vorbă cu ce vă irită. Nu trebuie să spuneți neapărat celorlalți ce anume vă irită, dar iată că luna asta nouă e o ocazie nemaipomenită să stați pe urmă 5 minute și să vă aduceți aminte ce ați simțit și să încercați să vă întrebați, dar de ce am simțit? Cumva organismul va da destul de multe semnale. În momentul în care stați în preajma unor oameni, în momentul în care vă aflați în anumite situații. Da? Deci organismul devine, aș putea spune, senzorul vostru principal. Ascultați-l că vă zice lucruri importante. Trecem acum la Leu sau cei cu ascendentul Leu. Ei bine, această lună nouă la voi se petrece în casa a 12-a și nu este neapărat
un moment bun dacă vă interesează, cel puțin din punct de vedere teoretic. Pentru că iată e în opoziție cu Pluto din casa 6 și vă arată că unii dintre voi ar fi cazul să vă îngrijiți de sănătate, dar depinde cum o faceți. Pentru că în momentul în care veți începe să mergeți la doctor, să faceți consultații, vă veți trezi că aveți un alt comportament și nu înțelegeți ce se întâmplă. Cu toții, în momentul în care ne îngrijim de sănătate, suntem tributari unor momente din trecut, unor obiceiuri din familie, unor obiceiuri din copilărie. Dacă avem anxietate peste măsură în momentul în care știm că ne ducem la un specialist să ne facem bine, sau dacă noi căutăm pe Google toată ziua tot felul de informații, alea vin de undeva, nu mai suntem raționali. Nimeni nu e rațional, dar că din când în când unii o mai au pe arătură, să spunem așa. Deci sfatul meu, momentul în care începeți să faceți o procedură legată de sănătate, schimbați ceva. Dacă până acum v-ați dus la un doctor, mai schimbați doctor. Dacă până acum vă duceați tot timpul, să zicem, la o anumită specialist, o anumită specialitate în medicină, specializare sau cum se zice, considerând că aveți voi ceva la stomac și v-a zis toată lumea că n-aveți nimic la stomac, poate e cazul să căutați și alte răspunsuri. Deci acum iată la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. Pentru voi această lună nouă, în casa 11-a, cumva vă va creiona altfel viitorul. Vă scoate o pâclă, nu un văl, o pâclă aș putea spune. Aveți o pâclă pe ochi și considerați că viitorul vostru apropiat urma să fie în felul acesta. Dar opoziția cu Pluto din casa 5-a ne arată, ne poate arăta că viitorul vostru apropiat are nevoie pe bune de prospețime. Și cumva, indiferent de vârsta pe care o aveți, de statut, de experiență, ați putea sta cu voi și să vă gândiți, dar dacă aș aborda eu altfel? Da, la anul mi-am dorit să mă duc la Marea Neagră. Un exemplu simplu, dar încercați să-l mapați pe ceea ce se întâmplă în viața voastră. Anul viitor îmi doresc să mă duc la Marea Neagră. Da, am tot fost la Marea Neagră. Și am și multe frustrări legate de Marea Neagră. Ce ar fi la anul să mă duc la altă mare? Observați ce simțiți. Observați ce simțiți. Nesiguranță, cu siguranță. Frică, da, frustrare. Sunt ferm convinsă. Dar observați ce simțiți și momentul în care vă gândiți de mai multe ori la ideea nouă. Și o să vedeți că ușor, ușor începeți să prindeți încredere și începe să vă placă ideea respectivă. Schimbați ceva din viitorul vostru apropiat. O mică schimbare. Trecem la balanță sau cei cu ascendentul în balanță. Luna asta nouă, la voi se petrece în casa 10. Și pentru că face o poziție cu Pluto, iată, din casa 4, țineți-vă. Și cumva luna asta nouă vine și după ce nodul sud a trecut în semnul vostru. Vedeți? Voi chiar aveți nevoie de echilibru. Indiferent de unde e luna nouă acum, indiferent de unde e Pluto, indiferent de unde e nodul sud, se realizează o cruce cardinală, se numește, pe semne cardinale, că voi sunteți implicați. Și atunci când avem de a face cu acest aspect, avem de a face cu un moment din acela în care nimic nu depinde de noi. Avem impresia că suntem trași în toate direcțiile. Dacă noi suntem echilibrați, nu ne deranjează. Dar dacă noi nu suntem bine, o vom lua razna. Și să știți că s-ar putea să vedeți cel mai simplu profesional. Nu vă ies apele. Nu se întâmplă așa cum v-ați fi dorit. Și pe dinăuntru fierbeți. În jurul vostru toată lumea e liniștită, mulțumită. Pare că doar voi aveți o problemă pe care nu o comunicați, că trebuie să fiți drăguți. Să faceți pe plac oamenilor, da? Deci vedeți la serviciu ce decizii ale șefilor vă enervează. Ce vă face să vă simțiți precum un copil. Să nu uităm, soarele și luna reprezintă fațete ale feminității și masculinității, mama, tata. Și gândiți-vă că unii dintre șefi i-ați considerat mai ca o mamă sau mai ca un tată. Nu este bine. Mama-i mama, șefa-i șefă, tata-i tata, șeful-i șef. E vorba tot de autoritate, dar e vorba de cu totul și cu totul altă autoritate. Trecem acum la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Avem de a face cu o lună în casa nouă, da? Și cu Pluto în casa a treia. Aș putea spune că aspectul acesta nu are așa o semnificație în ceea ce vă privește. Voi aveți alte tranzite de care trebuie să vă ocupați în același timp, în acest moment. Da, puteți să vă gândiți așa, puteți să vă gândiți că este o perioadă bună să călătoriți.
e o perioadă nemaipomenită pentru explorare, da? Pentru când veți merge, de exemplu, într-o călătorie și ceva vă atrage, e pentru că acel ceva era deja în voi, da? Și nu a venit momentul să fie expus, da? Deci călătorii, studiu, mers la evenimente, discutat cu tot felul de oameni, atenție, și cu oameni pe care îi considerați inferiori și cu oameni pe care îi considerați superiori și cu oameni precum voi. Dar v-aș recomanda să-i căutați pe toți și să nu puneți limite cu ăia, nu vorbesc că n-au luat nu știu ce examen așa cum am luat eu, sau cu ăștia vorbesc că mă simt superior. Nu, trebuie să îi abordați pe toți în această perioadă, astfel încât să vă dați seama de ceva din voi, din punctul meu de vedere. Deci acum la săgetători sau cei cu ascendentul în săgetători. E bine, luna asta nouă este în casa 8-a. Pentru cei care studiază astrologia, ar trebui să știe că atunci când soarele și luna sunt în casa 8-a, se pierde multă energie. Și cum opoziția lunii este cu Pluto din casa 2-a, aș putea spune că se pierd mulți bani. Da. Se pierd mulți bani. E momentul acela în care te simți ca o marionetă. Dacă te simți ca o marionetă, că na luna nouă vorbește de intenții, de schimbări, de noutate, de prospețime, încearcă în primul rând să-ți dai seama de ce te victimizezi atât de mult. Și încearcă mai degrabă să-ți dai seama că tu nu ești ceea ce spun ceilalți. Tu nu ești nici ceea ce spun bine, nu ești nici ceea ce spun rău. Pentru că, de fapt, acele vorbe sunt proiecțiile lor. Tu ești cine ești tu. Că le ai și pe alea bune și pe alea rele la un anumit nivel, asta este, cu toții le avem. Da? Tu stai cu tine în jurul acestei luni noi și fă-ți așa un plan, da, legat de finanțe. Cui dai din finanțe? Pe cine împrumuți? Cu unde faci credit? Stai și discută. Discută cu tine. Care e relația mea cu bani? Îi urăsc? Îi iubesc? Îi vreau? Nu-i vreau, și o să tot cu toții zicem, dar eu vreau bani, dar eu fac bani, dar eu muncesc. Și poate la un dat vei descoperi că ai o credință limitativă, că ai un blueprint se numește, o amprentă din aceasta moștenită, că, nu știu, ai văzut undeva ceva legat de bani și ți s-a zis că banii sunt ochiul dracului și nu e chiar așa. Dar stai și vorbește cu tine, că una este ceea ce zici la prima mână, a da, eu n-am o problemă asta. Și una este ceea ce simți când zici lucrul respectiv. Că Pluto din casa a doua ți arată cât de multe valori fiști tu. Deci acum la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Iată, luna nouă se petrece în casa 7 și Pluto în semnul tău. Aș putea spune că trăim vremuri istorice, pentru că Pluto va ieși la anul din semnul tău, se va mai întoarce peste sute de ani. Ce ți-aș recomanda eu ție? Și oarecum gândește-te că luna asta nouă va avea efecte pentru aproape jumătate de an. Așa se zice, că luna nouă până la următoarea lună plină în semnul acesta, adică în semnul racului, este jumătate de an. Iată 6 luni în care tu ai putea să te gândești bine, să meditezi, să analizezi modul în care relaționezi, modul în care dai și primești, modul în care aștepți. Da, și modul în care respingi de la celălalt. Și mă refer foarte mult la relația afectivă, pentru că în momentul ăsta n-am despre ce să vorbesc mai mult de relațiile parteneriale, pentru că urmează și Venus retrograd, da? Și gândește-te ce simți tu când îți vezi partenerul așa cum este el cu adevărat. Și gândește-te la comportamentul tău și la vorbele tale față de partener. Cumva trebuie să le împaci. Și până la anul în ianuarie, când mai stă Pluto în semnul tău, chiar e un moment în care ai putea să faci o transformare legată de înfățișare, legată de sănătate, legată de tine ca persoană. Cine ești tu? Pentru că ceilalți vor fi oglinda ta. Și dacă tu pe dinăuntru scoți putreziciunea și lași aerul să intre acolo și să se aerisească, cu siguranță și oamenii care vor apărea în viața ta vor fi la fel de aerisiți precum ești tu. Deci acum la vărsător sau cei cu ascendentul vărsător, e bine, luna nouă în casa 6, cu Pluto în casa 12. Apoi din 2008 pentru mulți dintre voi, indiferent de vârsta pe care o aveți, Pluto în casa 12, eu sunt ferm convinsă că v-a adus
atât de multe procese emoționale, atât de multe descoperiri, atât de multe transformări legate de psihic. Mulți ați mers pe la terapie, mulți ați ajuns printr-un azil, mulți ați ajuns printr-un spital, printr-o închisoare, v-ați exilat, ați luat drumul acesta al spiritualității, v-ați dus pe Camino, cine știe ce ați făcut pe acolo, da? Cumva luna asta nouă din casa 6 vrea ca voi să luați ce ați învățat în anii ăștia și chiar să aplicați. Casa 6 vorbește de simț practic. Hai să punem în aplicare ce am descoperit. Și de asemenea, o lună nouă în casa 6, mai ales în opoziție cu Pluto, zice să tratați altfel sănătatea. Să o tratați și din perspectivă emoțională, dar și din perspectivă fizică. V-am mai spus în emisiuni, nu sunt cea mai mare fană a bolilor spirituale. Multe dintre ele sunt invenții și nu se aplică, pentru că dacă erau corecte, se aplicau la toți. Dar nu e chiar așa. Însă, sunt ferm convinsă că există somatizare și că organismul ne transmite semnale în momente de stres, cortizolul, și pentru că noi poate nu am prins în copilărie o siguranță emoțională puternică, ne place să trăim cu stres și astăzi cortizol și mâine cortizol. Și stăm așa până ne îmbolnăvim. Nu neapărat de la spiritual, că nu toată lumea care a avut spiritual nu știu ce se îmbolnăvește. Deci, asta ca să înțelegeți la ce mă refer. Și ce vă recomand eu acum cu luna asta nouă în casa 6-a? Să abordați din toate punctele de vedere. Adică dacă știți că sunteți răcit și vi se dă o pastilă, nu pot să zic aici, că cine știe, poate să duc oamenii să ia pastile, că nu sunt specialist, da? E, dacă știți că sunteți răciți, păi luați-vă tratamentul și asigurați-vă că și dormiți. Și asigurați-vă că nu vă mai uitați la știri negative. Și asigurați-vă că nu vă mai certați cu toți colegii. Adică încercați, pe cât posibil, să schimbați ceva în acest mod de a privi sănătatea, pe de-a întregul ei. Deci în apei sau cei cu ascendentul în pești. Ce avem aici? Avem o lună nouă în casa 5-a, în opoziție cu Pluto. Multe dintre pasiunile voastre au în spate și alte motive. Dacă, de exemplu, v-ați dori să vă apucați, iarăși un exemplu foarte simplist, pe care vreau să-l mapați și să vă raportați la el așa, ca un exemplu, nu ca unul care se întâmplă cu adevărat. Dacă v-ați dori tot timpul să vă apucați de croșetat, ăsta e momentul să o faceți. Dar trebuie să vă gândiți că în spatele croșetatului pentru voi se mai află ceva. Da, voi luați andrelele sau cum se mai croșetează cu croșeta acolo, ce mai lucrați voi. Vă garantez eu că în momentul în care vă ocupați de pasiunea voastră, începeți, ea are multe daruri și pentru viitor. Cumva mai arde din emoțiile negative, cumva mai dizolvă, să zicem așa, din frici, din senzația de lipsă de control, că Pluto în casa 11-a va arăta din 2008 încoace că orice plan v-ați fi făcut, s-a dus pe apa sâmbetei, va arăta viața ce aveați de făcut, nu? Ei bine, și voi acum, domne, mă apuc de croșetat. E, în spatele croșetatului, după ce croșetați acolo câteva ore sau ce faceți, bun, o să aveți un șoc, nu o să vă mai sperie nici că s-ar putea nu mai vine o criză, nici că s-ar putea să nu mai fiți la locul ăla de muncă, cumva vă potoliți niște emoții care sunt acolo legate de viitor și sunt destul de puternice, credeți-mă, destul de intense, dar ele nu se văd, le simțiți acum, făcând lucrurile care vă plac. Și bineînțeles, e cu o lună nouă în casa 5, acum este aceasta în opoziție cu Pluto, e ținând cont de faptul că voi îl aveți și pe Saturn în casa 1, raportarea la copii. Fie că aveți, fie că n-aveți copii, s-ar putea să aveți niște revelații despre ce înseamnă să fii mamă, despre ce înseamnă să fii tată și despre ce înseamnă să fii copil. Să vă priască recomandările mele, să vă priască luna nouă în rac și să ne auzim cu bine data viitoare!